Nu există un moment nepotrivit pentru a dărui flori, iar sărbătorile nici pe departe nu sunt unicele ocazii. Buchetul pe care îl dăruim poate spune multe despre sentimentele și atitudinea noastră, așa că l-am invitat astăzi la un dialog pe Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist din România, să ne spună ce flori trebuie să dăruim ca să fim originali și dacă putem dărui sau nu flori bărbaților. Bună ziua și bun găsit! Bună ziua și bun găsit! Ne face o deosebită plăcere. Mă bucur și eu. Pentru început, mulțumesc foarte mult pentru majoritatea obișnuiesc să dăruiască lalele sau trandafiri. Ca să scăpăm de acest stereotip, să ieșim cumva din tipare, ce flori sunt potrivite pentru perioada asta de iarnă-primăvară? Orice floare este potrivită oricând. Nu avem o regulă de a nu fi trandafiri, de a nu fi lalele. Cred că niciodată nu dăm greș atunci când oferim un buchet de flori. Cu atât mai presus, chiar și unui bărbat, de ce nu? Dar de obicei ar trebui florile oferite, sau așa recomanda eu să fie oferite, florile de sezon. Dacă în această perioadă este abundență cu lalele, frezii, zambile, de ce nu un buchet din flori de primăvară, tot afară, nu știu, București sunt 14 grade, de ce cald, cum e la Chișinău vremea, dar de ce nu un buchet de primăvară? E cald, e bine și în Chișinău și avem practic aceeași atmosferă. De-aia oamenii profită din plin de sezonul ăsta. Dar iată, în funcție de ocazie, de exemplu, ce flori ar fi mai potrivit să dăruim? Există anumite... De exemplu, vine 14 februarie și este o întreagă frenezie în jurul Valentine's Day, ziua îndrăgostiților. Și aici, într-adevăr, putem spune că e un clișeu către trandafirul roșu. Toată lumea, prima oară, se gândește de ce nu un buchet de trandafiri roșii. Poți fi diferit, poți oferi și un buchet din mix de, nu știu, ranunculus cu frezii sau cu clematis, dar nu cred că avem o problemă în a oferi un buchet foarte mare de trandafiri roșii sau un buchet foarte mic din trandafiri roșii. Important este să oferim flori și să facem persoana respectivă să simte emoția pe care noi vrem să o oferim. Iată că vorbeați de buchete și era o tendință la un moment dat de a oferi buchetele alea mari de 101 trandafiri. Mai sunt actuale sau gata, trendul e depășit? Îndrăgostiți sunt tot timpul. Noi avem, cred, cel puțin o dată la două zile câte un buchet în atelier de 101 trandafiri. Am avut acum ceva timp o persoană a cumpărat 2000 și ceva de trandafiri. Adică în funcție de fiecare ce simte, cum simte, ce posibilități are. Nu cred că e un trend în a oferi puțin mult, dar în fiecare situație în parte se întâmplă. Am înțeles, adică acum, în funcție de cât de mult vrem să cucerim persoana și de buzunar până la urmă. Și disponibilitatea pe care o avem, da. Principal, acum florile nu sunt cele mai ieftine, mai ales în această perioadă, 14 februarie, dar deschiderea este și vânzări sunt, comenzi sunt, de ce nu? Am înțeles, dacă alegem noi, de exemplu, să împachetăm un buchet, care este cel mai potrivit sau care sunt recomandările unui florist pentru a-l împacheta? Foarte frumos ar fi să nu fie împachetat, să fie pur și simplu făcut buchetul și legat la coadă cu o fundă și suficient. Nu foarte mult ambalaj, mai ales acest ambalaj de plastic pe care noi tot timpul în companie încercăm să-l diminuăm cât mai mult din uz. Ori dacă dorim ambalat, poate fi, nu știu, un pachet de lalele, luat ambalat coif, exact, luat și ambalat legat cu rafie natur. Încercăm să diminuăm cât mai mult ambalajul. Adică, de ce să consumăm atât, să producem atât gunoi, pe când ajungi acasă și îl scoți din ambalaj, îl pui în vas. Da, și atunci potrivit ar fi chiar și o panglică de o anumită culoare, simplu, de exemplu, ca să... Potrivit și mai potrivit ar fi, mai ales acum că suntem în perioada de primăvară, o rafie natură. Avem această rafie care este tot naturală, este bio și nu avem nicio problemă. Totul e ecologic. Fain, și mai cu seamă că arată și bine, trebuie să recunoaștem acest arată lucru. Arată și bine, da. Vreau să vă întreb, mai devreme un pic, ați vorbit și de faptul că putem dărui flori și bărbaților. În ce context o putem face și ce flori ar fi mai potrivite pentru bărbați? Eu sunt născut și trăit la Bicaz, tot prin Moldova, pe lângă munții Ceahlău și cumva acolo
tradiția era mai mult către a oferi flori și doamnelor și domnilor, mai ales ce mi-amintesc de 1 martie, că și mărțișoarele se ofereau și femeilor și bărbaților. Apoi când am crescut în bișa mea la București, aici sunt mai diferite, tot e organizat către doamne. Dar de ce nu, nu știu, e ziua tatălui și de ce nu fetița are 11 ani, 15 ani, 12 ani, să-i facă un buchețel foarte mic din flori pe care să-i ofere. Un gest frumos, de altfel. Da, și luând în considerație faptul că sunt bărbați care sunt născuți chiar și de 8 martie, mă rog, na, și asta e o ocazie până la urmă. Da, nu. În principal, florile merg către femei, dar eu cred că este potrivit oricând pentru oricine o floare. Am înțeles. Știm și de faptul că deseori surprindeți bucureștenii cu lalele suspendate sau flori lăsate pe parbrizul automobilului. Care este mesajul acestui gest? Mesajul a început acum un an de zile când ne-am gândit să creăm un manifest pentru normalitate și frumos. De fapt, esența a fost părinții noștri au un client anul trecut 50 de ani de activitate în acest domeniu. Mulți înainte! Da, mulțumim. Și ne-am gândit, ok, cum să-i celebrăm, cum să facem așa fel să fie diferit. Și dintr-o joacă a plecat chestia asta, facem un manifest, facem 50 de zile, 50 de evenimente în oraș. Și apoi am văzut ce impact social a avut, cu de mult s-au bucurat oamenii și am rămas pe această tradiție. Când avem timp, o dată la o săptămână, o dată la două, o lună de zile, creăm câte un moment neașteptat în oraș. Și, sincer, și pentru noi ne-a așteptat, tot timpul vine ideile așa, ok, facem mâine asta. Ce e frumos! Și așa a aplicat totul. Aduceți emoții și zâmbete oamenilor, sincere de altfel, deci, pentru că e neașteptat sincer, să găsești. Sincer, și noi ne hrănim cu asta, adică și noi ne hrănim cu asta și atunci când mergem și le facem, deja oamenii știu, a, voi sunteți cei de la Iris care ați venit cu manifestul. Foarte frumos ceea ce faceți. Tot respectul și admirația pentru aceste gesturi, dar acum cumva vine o întrebare în acest context. Pregătiți astfel de surprize și pentru Republica Moldova? Aveți ceva planuri legate de noi, de Chișinău? Chiar stăteam aici pe Zoom și până să aștept să intru cu voi în emisie, vorbeam cu fratele meu și zic și că nu ne-am fost niciodată la Chișinău. De ce nu? Cu mare drag am putea să o facem. Vă invităm cu mare drag și mai cu seamă vă așteaptă și colegele noastre care apreciază, îmi spun în caz că apreciază gesturile pe care le faceți. Le ofer virtual un buchet de flori până ajung și în Republica Moldova. Mulțumesc vă tare, mulțumim și vă așteaptă chiar și cu brațele deschise. Vă mulțumim pentru aceste informații, vă rog succes pe viitor și a fost o deosebită plăcere să conversăm. Vă mulțumesc foarte mult!